ediție au fost enorme, inclusiv din punct de vedere al organizației. Pentru că dacă la Comedy, de exemplu, că mă leg pentru că asta e experiența noastră, fi la 7 ediție, deja organizația e rutinată, știm cum merg lucrurile. Aici lucrurile s-au făcut așa, de multe ori, așa, pe genou, cum se zice. Deci, cu Herupa am încercat să punem, să vedem cum merge cealaltă, o treabă, cealaltă, plus toată corespondența și toate discuțiile cu trupele, ne-au cam secat așa și de timp și de nervi, ca să fiu cinstit cu unele din ele. E foarte dificil. Adică, când închiriez un film, ăsta l-a închiriat, vine filmul într-o boxă, e foarte frumos. Ei, când vin 29-30 de oameni, credeți-mă că unul e complicat. Din toate punctele de vedere. Deci, avem în vedere la următoarele ediții și chiar una din dorințe este să facem și spectacole în cinematografie și dorința ar fi dacă am găsit chiar spectacole live. Pentru că acum, cu tehnica digitală, putem să proiectăm spectacole